Iată-ne din nou împreună, să continuăm coșulețul pe care l-am început. Aceasta va fi cea de-a doua parte a tutorialului și, așa cum vă amintiți foarte bine, am rămas în punctul unde trebuia să lucrăm două rânduri de câte 11 piciorușe în evantai. Și după aceea trei ochiuri de lanț, cele două piciorușe triple, urmate de alte trei ochiuri de lanț. Deci am executat două rânduri în acest fel. Acum vom încheia și acest rând și vom continua coșulețul. Vom închide aici în ultimul ochi din primul picioruș de la începutul rândului, vom închide cu fir alunecat și vom continua prin a lucra 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4-lea. Vom lua de 3 ori firul pe croșet, vom intra în cel de-al doilea picioruș vom lucra 1, 2, al treilea ochi, vom ține pe croșet, vom lua din nou de 3 ori firul pe croșet, vom intra în cel de-al treilea picioruș, iar acum le vom închide toate trei împreună. Apoi, din nou, vom lua de 3 ori firul pe croșet și vom lucra următoarele piciorușe, deci 2, 4, 5 piciorușe, le vom lucra separat. Fiecare picioruș în parte, 1, 2, și al treilea, aici vom închide, vom din nou firul pe croșet de 3 ori, cum v-am spus la început, chiar dacă pare complicat, însă modelul în sine nu este greu, nu avem de executat mari schimbări, deci mergem doar pe piciorușe triple. Iar acum veți vedea că a rămas foarte puțin și vom încheia acest coșuleț care apoi, apretat fiind, va avea forma celui pe care vi l-am prezentat la începutul acestor tutoriale. Acesta este coșulețul numărul 1, pentru că vom lucra împreună și alte coșulețe. Vedeți, am lucrat aceste 5 piciorușe fiecare separat, iar acum ultimele 3 le vom lucra
Le vom uni împreună, așa cum am făcut la începutul acestui rând. Vom ține firul aici pe croșet. Vom lua din nou de 3 ori. Vom intra în cel de-al doilea picioruș. 1, 2, 3. Vom ține pe croșet. Lua din nou de 3 ori firul. Executa ultimul picioruș și le voi închide pe toate împreună. Apoi voi face 3 ochiuri de lanț. 3 ochiuri de lanț. Voi lua din nou firul de 3 ori pe croșet și aici vom lucra exact ca și la celelalte rânduri. De această parte vom lucra un picioruș triplu, luăm din nou de 3 ori firul pe croșet și de cealaltă parte a piciorușelor din rândul pe care deja l-am executat vom lucra un alt picioruș, le vom închide împreună. Vom face din nou 3 ochiuri de lanț. Scapă croșetul. 1, 2 și al treilea. Și ne îndreptăm către următorul evantai, unde vom proceda ca în celălalt, așa cum v-am explicat. 3 piciorușe triple. Pentru bine. Unu. Îl ținem pe croșet. Acum vom lucra cel de-al treilea. Unu, doi și trei. Iar acum le vom închide pe toate împreună. Și următoarele 5 piciorușe le vom lucra independent, fiecare fără felul acesta. Am lucrat deja al doilea. Al patrulea. Cel de-a cincilea, iar ultimele 3 le vom lucra și le vom uni împreună.
văd un pic mai greu, este lumina artificială și... Acum am numărit bine. 1, 2, 3 și deja primul picioruș l-am lucrat. Îl vom ține pe croșet. Trecem la următorul. 1, 2, al treilea, iar acum le vom uni toate împreună. Vom lucra 3 ochiuri de lanț, vom lua de 3 ori firul pe croșet. Vă arăt modul în care trebuie executat, apoi vom lucra fiecare singure și ne vom întâlni la capătul rândului. Deci, de această parte a celor 2 ochiuri, voi face un picioruș. Iar de cealaltă parte voi face un altul. Și le unim împreună. Iar acum facem 3 ochiuri de lanț. Și vom trece la celălalt vantai, așa după cum ați văzut. Și vom lucra efectuând primele 3 ochiuri, primele 3 piciorușe lucrate și închise împreună, 5 piciorușe fiecare separat, iar ultimele 3 le vom lucra și le vom închide din nou împreună. Eu vă arăt încă o dată, după care vom lucra singure. Deci voi lua firul de 3 ori pe croșet, voi intra în primul picioruș, acest coșuleț de fapt puteți să-l lucrați, deci țin piciorușul pe croșet, acest coșuleț puteți să-l lucrați în culoarea în care doriți dumneavoastră, poate fi făcut chiar și pe alb dacă înăuntru doriți să puneți, de exemplu, flori sau bombonele, depinde de utilizarea pe care vreți să o dați acestuia. Eu l-am făcut această culoare pentru că vreau să pun apoi în ele de ouă pentru Paște. Voi continua cu 5 piciorușe lucrate normal, fără posibil că veți simți un pic de zgomote, am deschis aerul condiționat, că e rece. Am lucrat deja 2 piciorușe, al treilea, cinci,
iar ultimele trei le vom lucra și le vom închide împreună. În acest mod am început, deci, cu scăderile. 1, 2, 3. Luăm din nou firul pe croșet. Ultimul picioruș, și le vom închide împreună. Vom face 3 ochiuri de lanț și ne deplasăm în mijloc între evantaie, între aceste evantaie, și vom face de această parte un picioruș triplu, și de cealaltă parte acestor două piciorușe vom face picior de-al doilea și le vom uni împreună, după care vom face 3 ochiuri de lanț și continuăm cu următorul levantai. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând și după ce am lucrat cele 3 ochiuri de lanț, vom face legătura, deci vom închide acest rând în primul ochi pe care l-am obținut aici din unirea celor 3 piciorușe. Vom face fir alunecat și apoi voi lucra 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, care vor ține locul unui picioruș triplu. Voi lua din nou de 3 ori pe croșet, voi intra în al doilea picioruș, 1, 2, al treilea, voi ține pe croșet, voi lucra al treilea picioruș, 1, 2, 3, și le voi închide împreună pentru a face o nouă scădere. Apoi luăm firul pe croșet, voi lucra un picioruș triplu, după care ultimele 3 piciorușe le voi închide împreună pentru a face o nouă scădere. Astfel vom avea un număr de 3 piciorușe triple la sfârșitul acestui rând, acestui evantai, să spunem, nu rând, pentru că nu am terminat rândul. Așa, voi intra aici. Voi închide împreună. Vom avea aceasta. Vă voi arăta din nou. Continuăm. Deci, facem 3 ochiuri de lanț. 2, 3. Voi lua de 3 ori firul pe croșet. Și apoi, din mijlocul acestor două piciorușe, voi lucra un picioruș triplu,
un ochi de lanț. Al doilea picioruș triplu. Un ochi de lanț. Al treilea picioruș triplu, mereu intrând din mijlocul celor două piciorușe din rândul anterior. Un alt ochi de lanț. Un alt picioruș triplu. Că mi-a scăpat un fir. Un alt ochi de lanț. Și acum vom face cel de-al cincilea picioruș triplu. După cum vedeți, am obținut un nou evantai format din 5 piciorușe triple separate de un ochi de lanț. Acum voi face 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Iau firul pe croșet de 3 ori și voi intra în evantai. Și în corespondența primului ochi voi face un picioruș triplu. 1, 2, 3. Vom trece în cel de-al doilea picioruș. 1, 2, 3. Îl vom ține pe croșet. Vom lua cel de-al treilea picioruș. Sper că reușiți să vedeți bine ceea ce fac. 1, 2, 3. Iar acum le vom închide împreună. Și vom trece la următorul picioruș. Deci un picioruș triplu. 1, 2, al treilea. Iar ultimele 3 piciorușe le vom închide din nou împreună. În felul acesta vom avea din nou două scăderi de o parte și de cealaltă a evantaiului și în felul acesta obținem un număr de 3 piciorușe triple în evantai. Vom închide 3 ochiuri de lanț, luăm de 3 ori firul pe croșet și din nou, cum v-am arătat prima dată, din interiorul acestor două piciorușe din rândul anterior vom lucra 5 piciorușe triple separate între ele de un ochi de lanț. Al doilea ochiul de lanț. Al treilea, am făcut ochiul de lanț. Al patrulea picioruș. Un
cea al cincilea. Deci, am lucrat 5 piciorușe triple, separate de un ochi de lanț. Și vom continua cu 3 ochiuri de lanț, după care vom trece în evantai și vom face cele 2 scăderi de o parte și de alta, obținând un număr de 3 piciorușe triple în interiorul fiecărui evantai. Continuând astfel, noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Veți vedea că nu mai avem mult și vom încheia acest frumos coșuleț, pentru că apoi veți vedea, după ce va fi apretat, va fi foarte frumos. Și al treilea. Deci am executat prima scădere. Și vom continua cu următoarea scădere și apoi nu uitați, din interiorul acestor două piciorușe veți lucra cele 5 piciorușe triple separate de un ochi de lanț fiecare, deci din interior. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând și după ce am lucrat în interiorul ultimelor două piciorușe, cele 5 piciorușe triple separate de un ochi de lanț, am făcut 3 ochiuri de lanț, acum voi intra aici în evantai unde am făcut prima scădere, voi închide cu ochi alunecat și voi face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Voi lua de 3 ori firul pe croșet. Voi intra în al doilea picioruș. 1, 2, 3, voi ține firul pe croșet, voi lua de 3 ori firul și voi intra și în cel de-al treilea picioruș format din scăderea din rândul anterior și le voi închide pe toate împreună. Deci aceasta este ultima scădere. Acum voi lucra 3 ochiuri de lanț. Voi lua de 3 ori firul pe croșet și mă voi îndrepta către acest evantai format aici între în cele două piciorușe triple. Voi intra în interiorul primului picioruș și voi lucra un picioruș triplu, al doilea picioruș triplu în interiorul aceluiași picioruș apoi al treilea picioruș triplu. Deci în corespondența unui picioruș din rândul anterior vom lucra 3 piciorușe triple. Sper că se vede. Așa. Acum voi lucra un ochi de lanț și
mă voi îndrepta către cel de-al doilea picioruș și voi lucra și în interiorul acestuia trei piciorușe triple. 1 2 un ochi de lanț, voi intra în cel de-al treilea picioruș triplu și voi lucra alte trei piciorușe. Un unghi de lanț, voi intra în cel de-al patrulea picioruș triplu și voi lucra alte trei piciorușe triple în corespondența aceluiași picioruș din rândul anterior. Un ochi de lanț, iar acum voi intra în ultimul picioruș și voi lucra din nou aceleași trei piciorușe triple. 1 2 al treilea 3 ochiuri de lanț. Voi lua de 3 ori firul pe croșet și voi intra în interiorul primului ochi format din scăderea din rândul anterior. 1 al doilea îl voi ține pe croșet și apoi voi lucra și cel de-al treilea și le voi închide toate împreună. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț. Voi lua firul pe croșet de 3 ori și mă voi îndrepta către evantaiul nou format aici. Voi lucra 3 piciorușe triple în primul picioruș din acest evantai. 1
de lanț, mă voi deplasa către cel de-al doilea picior urs și voi lucra din nou în interiorul acestuia trei piciorușe triple. Un ochi de lanț, voi intra cel de-al treilea picioruș triplu și voi face din nou trei piciorușe deci vom închide un evantai și vom forma un altul. De lanț voi intra în penultimul picior urs și în acesta voi lucra ca și în celelalte același număr de trei piciorușe triple. Un ochi de lanț și în ultimul voi face din nou trei piciorușe triple închide, voi face trei ochiuri de lanț, după care voi continua. Deci rezultatul va fi acesta. Vedeți? În felul acesta vom continua pe parcursul întregului rând. Nu vă preocupați dacă vă iese în acest mod, pentru că în momentul în care vom apreta și vom întinde bine acest mileu, să-i spunem, veți vedea că se aranjează perfect. Noi vom continua lucrând în acest fel, întreg rândul, și ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Iată, ne-a ajuns la capătul acestui rând. După ce am lucrat în evantai în corespondența celor 5 piciorușe triple din rândul anterior, în fiecare picioruș triplu am lucrat 3 piciorușe triple, un ochi de lanț, apoi în următorul 3 piciorușe triple, un ochi de lanț, tot așa, am făcut 3 ochiuri de lanț, care voi veni și voi închide aici, unde am lucrat ultimele trei ochiuri de lanț din primul evantai. Vom închide
copil alunecat, apoi, mereu cu fir alunecat, ne vom îndrepta către ultimul evantai, către primul, de fapt, să spunem așa, pentru că este primul din acest rând pe care abia l-am terminat. Odată ajuns aici, vom intra în primul picioruș. Vom face trei ochiuri de lanț. Vom lua de trei ori firul pe croșet. Vom intra în al doilea picioruș. Vom lucra și vom ține pe croșet. Luăm de trei ori din nou firul pe croșet și vom intra în cel de-al treilea picioruș. Și le vom închide toate împreună. În acest moment vom face un picot. Deci 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Vom închide aici în acest nod care s-a format. Apoi vom lua firul din nou de 3 ori pe croșet. Ne vom îndrepta către următoarele trei piciorușe triple, 1, 2, 3, ținem pe croșet, vom lucra al doilea picioruș triplu, 2, 3, vom ține pe croșet, îl vom lucra pe cel de-al treilea, le vom închide pe toate împreună, vom lucra un nou picot pe care îl vom închide aici la bază . Luăm de trei ori firul pe croșet. Ne îndreptăm către următoarele trei piciorușe. Vom lucra și aceste trei piciorușe triple. Vom ține pe croșet. Aici este cel de-al treilea. Vom închide din nou totul împreună, vom lucra un picot, vom închide aici, și din nou ne vom îndrepta către următoarele trei piciorușe triple. Vom lucra în același mod. 1, 2, 3. Vom închide totul împreună, vom forma un nou picot, vom închide aici.
Da. Și ne vom îndrepta către ultimele trei piciorușe triple din acest evantai. Închide totul împreună. Vom lucra un nou picot. De trei ori firul pe croșet. Aici, în aceste trei piciorușe pe care le-am închis împreună, vom forma un singur picioruș, vom închide, vom lucra un picot. Apoi ne vom îndrepta din nou către primele trei ochiuri din următorul evantai. De totul împreună. Vom forma un nou picot. 1, 2, 3. Vom închide aici la bază. Vom de trei ori firul pe croșet, ne îndreptăm către următorul grup de trei piciorușe. Vom închide totul împreună, un nou picot. Ne îndreptăm către următorul grup.
deschidem totul împreună. Formăm un nou picot. Buzele începe să-și spună cuvântul pentru că este foarte târziu. Închidem totul împreună, lucrăm un picot. Îndreptăm către cel de-al cincilea grup și ultimul. Închidem, lucrăm un picot, deci la fiecare grup de picioruse vom lucra un nou picot în felul acesta. Deci, apoi vom lua din nou de 3 ori firul pe croșet. Vom intra aici în mijlocul grupului de 3 piciorușe închise împreună. Vom lucra un nou picot. Acesta este ultimul rând din acest coșuleț. Vom lua de 3 ori firul pe croșet, ne vom îndrepta către următoarele piciorușe. Vom forma din nou grupul de 3. Închidem împreună un nou picot și continuăm astfel pe parcursul întregului rând. Ceea ce obținem, un pic să trag firul, lângând aici este acesta. Bineînțeles, în momentul în care îl vom pune la apretat, acesta o voi face eu. Vă voi arăta modul în care îl apretez, totul va fi bine întins, veți vedea și rezultatul final. Noi ne vom întâlni când vom termina acest rând, unde vă voi arăta cum se încheie
și cum îl vom apreta. Voi închide aici tutorialul, pentru că este deja o oră. Nu vreau să depășesc mai mult de o oră în tutorial. Deci, lucrați până la capătul rândului în acest mod. Noi ne vom reîntâlni în următorul tutorial, unde vă arăt exact cum am închis și cum apretez acest coșuleț pentru a deveni acesta pe care îl vedeți în imagine. Eu vă mulțumesc deocamdată, vă mulțumesc pentru atenție. Vă rog, în cazul în care nu ați înțeles ceva, nu ezitați să mă întrebați. În cazul în care aveți întâmpinați vreo dificultate, mă contactați, îmi scrieți. Vă rog foarte mult să, dacă v-a plăcut, să dați like, să dați share la lucrările mele. Și așa cum vă spuneam, ne reîntâlnim pentru a vedea cum încheiem rândul și cum apretăm coșulețul. Vă mulțumesc din nou și vă spun la revedere.